Probabil că deja nu e un mare secret faptul că sunt pasionat de controlere. De-a lungul anilor am adunat tot felul de controlere. În clipuri anterioare am discutat despre aceste două controlere de la 8bit2, adică SN30 Pro și acest controller făcut special în colaborare cu Microsoft ca să poți să te joci jocuri Xbox pe telefon. Ei bine, în clipul de astăzi discutăm despre flagship-ul de la 8bit2 și anume 8bit2 SN30 Pro Plus. Salut jucătorilor, bine ați venit la un nou clip pe canalul Arena Digital. Ei bine, controllerul ăsta de la 8BitDo, acest flagship, să-i spunem așa, este de fapt un controller care ar trebui oarecum să fie o alternativă pentru Switch Pro Controller. Și din punctul meu de vedere, este o alternativă foarte bună. Dacă ar trebui acum să cumpăr Switch Pro Controller sau 8BitDo, Bit probabil aș lua controllerul de la 8BitDo pentru că este mult mai flexibil și în clipul ăsta veți vedea de ce spun asta ca să fim puțin mai organizați, m-am gândit la patru motive pentru care îmi place acest controller și o să începem cu primul. E bine, primul motiv este prețul. Momentan pe Amazon, controllerul ăsta se vinde undeva la 40 de euro. E bine, am văzut că pe EMAG încă este prețul de 50 de euro, dar apare un controller nou de la 8B2. Cred că este, este motivul pentru care pe Amazon găsește acum controllerul ăsta la 40 de euro. Comparativ, controllerul Pro de la Nintendo Switch costă undeva pe la 60-70 de euro, dacă nu mă înșel. Da, este o diferență destul de mare. Singurul lucru diferit pe care îl avem pe Switch Pro Controller este faptul că avem aici un cititor NFC, da, pentru acele Amiibo de la Nintendo. Dar nu am folosit niciodată chestiile alea, așa că pentru mine, controlul de la 8B2 face mult mai mult sens, mai ales datorită faptului că este mai ieftin. Adică, dacă prinzi controlul ăsta la reducere, poți să-ți iei două controlere din astea cu prețul pentru un Switch Pro Controller. Dacă alegeți controlul ăsta pentru Switch, să știți că suportă foarte bine și giroscop și toate funcțiile necesare. Aveți butonul de plus, minus, nu aveți nicio problemă. Chiar și butonul de screenshot de pe Nintendo Switch este disponibil aici. Singura problemă, nu poți să deblochezi consola cu acest controller, este o problemă destul de mare, dar asta se întâmplă datorită faptului că Nintendo are un fel de regulă. Ca să deblochezi consola cu controllerul lor, trebuie să fie controllerul dedicat doar pentru Switch. 8 2 nu a vrut să limiteze controllerul ăsta doar pentru Switch, motiv pentru care nu poate să implementeze acea funcție, să poți să deblochezi consola cu acest controller. Dar veți vedea că ăsta este unul dintre lucrurile care mi e plac foarte mult, faptul că 8 2 nu s-a limitat doar la platforma de Nintendo Switch. Și asta ne aduce mai departe la punctul 2 pentru care îmi place foarte mult controllerul ăsta și anume platforme suportate. După cum spuneam, poți să joci controllerul ăsta pe Switch. Pentru că acest controller are conexiune Bluetooth, poți totuși să te conectezi și la un PC, laptop, prin Bluetooth și poți să îl pui într-un mod special, X-Input, care îl va recunoaște exact ca pe un controller de Xbox. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că vei putea pur și simplu să ai toate butoanele deja reglate în majoritatea jocurilor noi. Mai departe poți să folosești bineînțeles controllerul ăsta prin Bluetooth și pe Android și poți să-l folosești chiar și pe Mac. Singura problemă, nu poți să folosești acest controller pe un dispozitiv iOS. Eu sper ca următoarea iterație acestui produs va putea să suporte și platforma iOS pentru că eu folosesc și un iPad și am și un iPhone. Punctul 3 pentru care îmi place controlul ăsta, calitatea materialelor. Controllerul ăsta se simte pur și simplu ca un controller first party sau ca un controller făcut de cei de la Sony, de la Microsoft sau de la Nintendo. De obicei, controllerele de la alte firme pe care le cumperi nu au calitatea precum un controller de la Xbox, de la Sony sau de la Nintendo. Dar 8-bit 2 face o treabă extraordinară, pur și simplu este un controller foarte bun, foarte solid, îl ții în mână, mici de el, nu scârți, nu se întâmplă nimic, este foarte solid. După părerea mea, chiar pot să spun că se simte mai solid decât celelalte controlere. Până și Switch Pro Controller, am impresia că, uite, dacă îl învârt puțin, scârție puțin, da? Pentru că nu știu cum este prins aici plasticul ăsta. Pur și simplu, scârție puțin, deși este foarte solid. Punctul 4 este un punct care îmi place foarte mult și consider că și cei de la Microsoft ar putea să învețe din chestia asta și anume alimentarea acestui controller. În partea din spate a controllerului avem aici un capac exact ca la controlul de Xbox, dar atunci când dăm jos capacul vedem că avem deja o baterie reîncărcabilă integrată aici. Dar, ei bine, bateria asta putem să o dăm jos și putem să folosim acumulatori normali. Cam așa arată bateria de la controllerul ăsta și vedeți că este o baterie de 1000 de mAh, ceea ce înseamnă că vei putea folosi controllerul ăsta pentru vreo 20 de ore. Și pot să spun că, într-adevăr, nu am avut probleme, cam atât ține bateria la acest controller. Dacă tot am aici desfăcut controllerul, puteți să vedeți cum accesăm diferitele sisteme. Trebuie pur și simplu să ținem butonul de pornire apăsat plus unul dintre cele patru butoane și în modul ăsta putem să schimbăm de la o platformă la alta și după cum spuneam putem să folosim și baterii normale, așa că haideți să vedem cum ar arăta treaba asta cu baterii normale. Avem aici plus și minus, pur și simplu introducem bateria așa. Și vedeți acum pot pur și simplu să folosesc controlul ăsta cu baterii normale. Chestia asta este foarte utilă dacă să spunem că după ani de zile bateria normală nu mai funcționează. Dacă nu găsești nicăieri o altă baterie de cumpărat, Poți să treci pur și simplu să folosești baterii reîncărcabile normale. E bine, chestia asta aș apreciau să o văd și la Microsoft. Pentru că la Microsoft pur și simplu ai baterii din astea, dar nu ai acea opțiune cu o baterie reîncărcabilă. Și că tot vorbim de încărcare și alimentare, îmi place foarte mult că avem un port USB tip C. Ăsta este punctul 5, care îmi place foarte mult la acest controller. Dacă pur și simplu folosești controllerul cu bateria cu care a venit, cu bateria asta reîncărcabilă, probabil așa o să folosească majoritatea oamenilor, pur și simplu încarci controllerul prin acest port USB tip C. Punctul 6 care îmi place foarte mult la acest controller este faptul că poți să cumperi un suport pentru telefon direct de la 8 2 Eu am acel suport care l-am avut pentru acest controller, de aia este o culoare diferită. Suportul ăsta poți să-l cumperi și pe culoarea negru și pur și simplu se montează foarte ușor. Pui așa și are aici niște pin. Ați auzit cum au pocnit și vedeți că am un suport foarte, foarte solid. Din păcate nu poți să reglezi unghiul, dar este super, super solid. Dacă vrei să te joci cu un telefon Android de aici, este perfect pentru așa ceva. Punctul 7 care îmi place foarte mult la acest controller, controlul ăsta poate să primească update de firmware și poate să fie folosit cu un program special pe Windows cu care poți să faci butoanele așa cum vrei tu. Poți să faci foarte multe setări pe Windows. Poți, de exemplu, să reglezi când să se aplice acest trigger, dacă vrei, exact atunci când ai apăsat pe el să dea un semnal sau trebuie să apeși până la capăt. Chestiile astea toate pot fi reglate în Windows și, după părerea mea, pentru jucători mai avansați, chestiile astea s-ar putea să-ți ofere un avantaj. Poate există anumite jocuri unde nu poți să modifici butoanele, pur și simplu poți să configurezi din software să se pună butoanele într-o altă ordine. În concluzie pot să vă spun că acest controller este controllerul meu preferat dacă trebuie să aleg ceva care să funcționeze și pe Nintendo Switch și pe calculator. În ultima vreme pot să spun că am un nou favorit și acesta este bineînțeles Elite Controller, dar Elite Controller este cu totul altceva, este un controller mult mai scump și acest Elite Controller, ca să te joci cu el pe Switch, trebuie să ai un dongle special. Așa că, în general, dacă vreau un controller cu care să mă joc cam pe toate platformele, acesta este controllerul. Singurul minus pe care îl văd la controllerul ăsta este faptul că nu au lansat o versiune care să meargă și cu Xbox sau cu PlayStation. Vă spun, aș plăti dublu pe controllerul ăsta dacă aș putea să mă joc cu el și pe Switch, și pe Xbox, și pe PlayStation, și pe calculator, și pe Android, și pe iOS. Ar fi cel mai tare controller. Chiar aș vrea ca o companie să încerce să facă așa ceva. Pe finalul clipului haideți să vă arăt totuși cum se conectează controlerul ăsta și cum ne jucăm aici un joc, ca să vedeți cum funcționează toată treaba. Atunci când vreau să mă conectez pe Nintendo Switch, pur și simplu apăs pe butonul de start și butonul Y și o să intre într-un mod de pairing pentru Nintendo Switch. Mă duc pe Switch și pur și simplu adaug acest controller, mă duc aici la Change Grip Order și pur și simplu aștept să îmi recunoască acest controller. După câteva secunde ne apare pur și simplu aici controllerul, putem să vedem și nivelul de baterie și ni se spune să apăsăm A atunci când suntem pregătiți și vedeți că mi apare aici ca și un Pro Controller. Chestia foarte tare atunci când sunt conectat pe Nintendo Switch este faptul că putem să mapăm butoanele diferit pentru că este considerat un Pro Controller dacă intrăm aici la Controller and Sensor, Change Button Mapping, vedem aici la Pro Controller Putem să dăm aici pe change, pentru că acest controller este pur și simplu recunoscut ca un pro controller. Și aici pur și simplu poți să schimbi toate butoanele așa cum vrei. Dacă de exemplu un joc nu permite schimbarea butoanelor în joc și tu vrei să ai butoanele puțin diferit, pur și simplu poți să faci chestia asta în meniul ăsta. Hai să vedeți cum merge și într-un joc. Sunt aici pe VRC9, unul dintre jocurile mele preferate pe Nintendo Switch, doar ce a fost lansat acum câteva săptămâni. Există și VRC8, care după părerea mea este cam același joc. Și vedeți aici că funcționează totul foarte bine. Nu există deloc lag, este exact ca Pro Controller, pentru că este un controller care folosește Bluetooth, exact tehnologia care folosește și Switch Pro Controller. Ok, cam atât din partea mea pentru acest controller, dacă aveți orice întrebare, lăsați-o în secțiunea de comentarii, încerc să răspund la toată lumea și până data viitoare, toate cele bune!